Dați-mi voie să vă prezint oaspeții mei, pentru că astăzi la Agricultura, la Raport, discutăm despre tehnologii performante, despre nevoia aceasta de a vă dota fermele cu astfel de tehnologii, de a vă pune la punct, de a ști de ce e nevoie pentru a fi din ce în ce mai bun, din ce în ce mai performanți, mai câștigați. Alături de mine, de la această oră, sunt doamna Laura Dosoftei, expert în agricultura ecologică. Îi mulțumesc pentru prezență și o salut. Bună ziua! Bună ziua, Ovidiu! Mulțumesc pentru invitație! Mulțumesc și eu pentru prezență, Laura. Îi salut de asemenea și pe domnii. Cristian Dinu, director comercial Genesis. Bună ziua și dumneavoastră! Sunteți pentru prima dată în studioul nostru. Da, bună ziua! Mulțumesc și eu pentru invitație. Mă bucur să știu că sunteți aici și nu în ultimul rând. Domnul Ștefan Borșoș, reprezentant Eurochem România. Bună ziua și dumneavoastră! Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație și bine v-am regăsit. Și eu mă bucur să ne întâlnim în acest cadru. Plouă în momentul de față la Fundulea. Oamenii s-au retras în corturi, vizitatorii așteaptă să se oprească ploaia. Cum găsiți ediția noua? Sunt convins că ați participat cu mare interes și anul acesta. Unii dintre dumneavoastră, poate pentru unii e un debut aici la Fundulea, sunteți pentru prima dată. Cum vi se pare ediția cu numărul 9? Și o să încep cu tine, Laura. Eu sunt la capitolul veterani, pentru mine e a 6-a, 7-a ediție, cred, nu mai știu numărul. Da, e adevărat, plouă, dar oamenii s-au retras în corturi la discuții foarte bune pentru ei. Adică la Agriplanta, cam fiecare an, poți să găsești informație de ultimă oră, informație actualizată, prețuri bune, oferte bune, ce poți folosi în ferma ta, cui poți vinde, cum. Practic, e un mic pol al actualizării și al lucrurilor de bine pentru un fermier. Așa că chiar dacă plouă, invit toți fermierii să vină cu drag și cu speranță de bine, pentru că aici chiar pot să afle niște lucruri foarte interesante pentru ei. Domnul Dinu, pentru dumneavoastră, noi suntem prima oară, prima dată, ca și boboci, cum se spune, în România, dar suntem prima oară la participanți la Agriplanta. Considerăm că este un eveniment de maximă importanță, atât pentru fermieri, cât și pentru furnizorii de inputuri sau de absolut orice este necesar în agricultură. Chiar dacă vremea, într-adevăr, nu este prea prietenoasă, cu siguranță... Nu e prietenoasă din punctul nostru de vedere, pentru că fermierii sunt bucuroși de faptul că au precipitații și că plouă în momentul de față. Pentru noi așteptam un pic de soare, un pic de căldură, dar ne mulțumim și cu ploaia asta, pentru că dacă ei vor avea de câștigat, cu siguranță că și dumneavoastră veți avea. Ce vinde, către cine vinde, vă rog. Așa este, știți vorba, plouă în mai, mâncăm mălai, nu? Deci, exact, e foarte adevărat. Da, Agriplanta pentru noi este și îl considerăm cel mai important eveniment din agribusiness, cel puțin pe sudul României, dacă nu chiar la nivel național. Pentru dumneavoastră, câta prezență e? Pentru Eurochem este prima prezență, având în vedere că Eurochem este o companie destul de tânără în România, adică de un an jumătate suntem în prezență aici. Pentru noi, fiind partener oficial Agriplanta, este o mândrie, pot să zic, fiindcă chiar ne-am dorit acest parteneriat și considerăm că Agriplanta este un lucru bun pentru fermieri. Ați zis la început un cuvânt foarte important, informații. În cadrul Agriplantei găsiți tot felul de informații, de la utilaje până la inputuri, îngrășăminte de ultimă generație, soluții pentru fermieri. Asta consider că este foarte important. De la an la an se schimbă totul. Apar tehnologii noi, apar cum să reducem multe chestii, să câștigăm cât mai mulți bani. Până la urmă, asta este. Fiecare este în domeniu, la fermieri, este în special pentru a scoate producția cât mai mare. Maximiza veniturile, total de acord, da, a maximiza veniturile și a reduce cheltuielile. Asta e clar visul fiecărui fermier și al oricărei afaceri până la urmă. Și asta vine doar cu informații. Da. Adică dacă nu sunt informații, întoarcem în trecut. Asta ne propunem și noi pentru publicul nostru, să aducem multe informații și informații utile, pentru că e nevoie să avem fermierii informați, bine informați, fermierii care știu ce au de făcut, și cred că
prin dumneavoastră, prin alții expozanți, participanți, oamenii pot ști foarte bine ce trebuie să facă, ce trebuie să pregătească de acum încolo. Vorbeam despre schimbările climatice, iată că ele sunt o realitate, am discutat și vom mai discuta mult timp, pentru că vor intra din ce în ce mai des în agenda fermierului român aceste schimbări climatice și cred că trebuie să ținem cont și de ce se întâmplă în momentul de față. Anul acesta a debutat ca un an secetos, ca un an dificil, greu pentru fermieri. Vorbeam noi de faptul că aici plouă și plouă bine pentru cei care sunt în zona asta de sud a României, dar în partea aceea de Constanța nu au fost precipitații absolut deloc. Mai discutam cu alții fermieri cu care m-am întâlnit aici în cadrul expoziției și îmi spuneau că în zona de Moldova, da, în zona aceea de Focșani, au fost numai 8 litri în 3 luni de zile. Foarte puțin pentru culturile respective și pentru fermierii respectivi, pentru că vrând nevrând agricultura noastră e dependentă de natură. Suntem dependenți de condițiile astea climatice. Nu putem să nu le luăm în calcul de fiecare dată. Am văzut fel și fel de soluții venite din partea ministerului, autorităților. Vorbeam despre fenomene meteo extreme, despre grindină, despre fel și fel de turbulențe pe care le-am întâmpinat în ultima vreme. Unele pot fi controlabile, altele mai puțin. Haideți să vedem ce soluții aveți dumneavoastră pentru fermieri în atare condiții și ce ar trebui să înțeleagă cei care ne urmăresc acum în momentul în care vin și apelează la dumneavoastră. Vă rog, și o să încep tot cu Laura, o să-i dăm prioritate pentru că e doamnă și cu siguranță că din punctul ei de vedere ne poate spune câte ceva, mai ales că e și unul dintre oamenii care au foarte multe informații, foarte multe cunoștințe vis-a-vis de agricultura ecologică. Așa e. Îți mulțumesc mult pentru oportunitatea de a răspunde la întrebarea asta. Evident, dacă nu e, de unde nu e nici Dumnezeu nu cere, da? Deci n-ai ce să faci lipsei de ploaie, nu ai cum să îndrepți partea asta. Ceea ce poți să faci ca fermier sau ceea ce poți să faci ca operator în agricultură și respectiv în agricultura ecologică este să ai cea mai bună reacție posibilă la o realitate pe care nu o poți impacta. N-ai cum să schimbi vremea, dar poți să reacționezi cel mai bine posibil. Și atunci, pentru partea asta, este foarte clar, de exemplu, în agricultura ecologică se resimte și mai mult impactul vremii, pentru că acolo avem și mai puțin control. Anul ăsta, ca un exemplu, culturile de rapiță în agricultura ecologică au fost întoarse aproape în proporție de 100%. Deci, la momentul ăsta, din informațiile mele, din studiu pe care noi l-am făcut ca Optima Agro, ca și companie în direcția asta, avem cam 200 de hectare pe care le-am găsit noi că au supraviețuit vremii în agricultura ecologică. Din toată suprafața, e adevărat că încă mai avem cu câțiva fermieri de vorbit, dar, grosomodo, cifrele sunt foarte triste pe partea asta, da? Deci, n-ai ce să faci. Unde ai întors cultura, ai întors-o. Dar sunt culturi care merg în continuare. Este cultura de grâu, de exemplu, da? Din culturile de toamnă, vreau să spun, care au supraviețuit acelorași condiții de vreme. Și acolo poți să vii cu tehnologie aproape la fel de completă ca și în convențional. Ai de la tratament sămânță, sigur, dat înainte de însămânțare, da? Până la toată gama completă de insecticid, de fungicid. Ca bioierbicid se folosește grapa sau țesala. Deci nu există o soluție ca produs, dar există alte variante. Grapa este o chestie foarte interesantă, pentru că spre deosebire de țesală, poți trece cu ea prin cultură, sigur trebuie să ai grijă, dar poți trece cu ea prin cultură fără să o dezrădăcinezi, fără să-i creezi probleme, fără să o tai doar sau fără să o scoți din pământ. Da? Deci afectezi burienile, dar în același timp îți menții cultura principală și ai scăpat de problema buruienilor. Deci există soluții chiar și acolo, iar pe partea de convențional, ceea ce pot să răspundă colegii mei, cu siguranță că vorbim de niște lucruri absolut de ultimă oră. Vă rog. Eu ce pot să zic? Vremea se schimbă, știm cu toții. Ce putem face noi? Ori să rămânem așa, ori să ne adaptăm. Atunci devenim cu inovații. Peste tot sunt inovații, din ce în ce mai bune. Dar pentru asta, informațiile fac bine. În orice există inovație, inclusiv la îngrășăminte. Și atunci
De aceea recomandăm fermierilor, dacă poate să vină într-un loc unde vor găsi toate aceste lucruri, să vină la Agriplanta. Suntem cu îngrășăminte, avem îngrășăminte premium, care se adaptează nevoilor și multe altele, inclusiv utilaje, că ce am văzut, numai din doar ce am văzut aici pe la târg. Da, și foarte important este că nu neapărat în funcție de profilul companiilor care sunt expozante aici primiți doar tipul ăla de informații. De exemplu, noi ca și companie expozantă, noi suntem broker în agricultură ecologică. Asta înseamnă că conectăm fermierii producători de ecologic din România direct de procesatori din Europa de Vest. Deci, practic, noi le achiziționăm culturile. Dar avem foarte multe informații pentru ei de tipul celor de care v-am zis, despre grapele din ecologic sau despre sistemele de depozitare pe verticală care îi pot ajuta, pe orizontală, mă scuzați, care îi pot ajuta foarte bine să-și mențină controlul asupra insectelor după ce au recoltat. În ecologic nu există o soluție pentru depozitare. Da? Ai insecte, nu ai ce să le faci în silos, dar dacă le depozitezi într-un sac pe orizontală din care scoți tot aerul, acolo ai mediu anaerob și insectele pur și simplu se sufocă și asta e o soluție pentru fermieri să-și mențină cultura mai mult timp până la livrare, până când este momentul să o livreze. Și astea sunt informații de la... Noi nu vindem produsele astea, dar putem să le spunem fermierilor despre ele. Vă rog, domnul Odinu. Da, cred că cel mai important astăzi, în condițiile astea climatice, cel mai important este ca fermierii să-și utilizeze cât mai corect și cât mai eficient timpul. Pentru că resursele. Tot ceea ce înseamnă timpul și resursele, tot ceea ce înseamnă timp, s-a contractat practic. Nu mai au atât timp la dispoziție să-și facă toate aplicările, toate tratamentele și trebuie să-și utilizeze timpul într-un mod cât mai eficient. Un alt lucru important este să folosească input-uri cât mai eficiente și de o calitate cât mai bună. Cum sunt, de exemplu, îngrășămintele Genesis, care noi considerăm că sunt îngrășăminte de foarte bună calitate și pot ajuta fermierul, chiar și în astfel de condiții, să obțină rezultate cât mai bune. Bun, acum, dacă ar fi să luăm la întâmplare un fermier, presupun că aveți soluții personalizate pentru fiecare tip de fermă, de exploatație. Da, noi de exemplu, prin gama noastră de îngrășăminte, producem și îngrășăminte NPK de formule diferite. Putem la nevoie face chiar formule speciale pentru exact necesarul fermierului respectiv. Da? Și ne putem juca prin tehnologia pe care noi o aplicăm de producție, ne putem juca atât cu elementele de bază, da, azot, fosfor și potasiu, cât și putem adăuga micro și macro elemente de care fermierul are nevoie în cultură. Vă rog, domnul Borșuș. Vreau completa un pic, cred că ar fi nevoie ca fiecare fermier care vine să aibă și o cartare a solului. Este foarte important pentru a fi cât mai aproape de necesarul lui, pentru a nu arunca cu bani și cu, bineînțeles, cu îngrășăminte. Pentru a nu arunca cu ele. Îi trebuie o cartare pentru a primi un răspuns cât mai exact. Scuze. Da, și noi recomandăm asta fermierilor. Cartarea e un aspect foarte important, tocmai pentru... Câți dintre ei în momentul ăsta aplică la prea puțin tehnologia asta? De prea ce? Puțin, deși cartarea e... Neglijență? Poate și din lipsă de informație, cartarea nu costă foarte mult. Nu este un cost exorbitat. Dar au început, am văzut că au început foarte mult. În special cei mari fac cartare și știu ce soluri au. Dar vorbim de un număr mare de fermieri în România și atunci cei mai mici nu au și încă merg din tradiție, ceea ce încă nu este ok. Nu e deloc. Există, de exemplu, pentru reducerea costurilor pe partea asta, care oricum v-am spus că nu sunt foarte mari, există și posibilitatea să faci cartare pe zone, adică nu este atât de exactă, dar, de exemplu, poți să faci pe 5 hectare. Nu o faci la fel de exactă ca și când o faci pe un singur hectar, dar este mai permisivă. Asta înseamnă că și categoriile de fermieri cu venituri mai mici, fermierii mai mici, pot să aibă acces la tipul ăsta de analiză, care să le permită să nu mai arunce banii pe tipul de îngrășământ
îngrășământ de care practic n-au nevoie și care nu le aduce un aport în sol și să meargă direct către tipul de îngrășământ sau către tipul de produs care chiar este pentru ei, care chiar le dă un plus valoare. Da, mulți nu înțeleg că dacă nu apelează la cartare și la alte soluții pe care le-au la îndemână, e posibil să plătească mult mai mult decât dacă ar aplica aceste soluții care le sunt la îndemână. Da, omul e tentat, e ca și cum mai merge să consulți un medic înainte să iei un tratament sau te gândești tu după ureche dacă mă doare capul. Am mai luat odată antibiotic, hai că mai iau și acum. Sau mai luat odată aspirină, iau și acum. De fiecare dată s-ar putea să fie reacția plus amplificată. Sau nu-și face efect. Să nu-și facă efectul, exact. Nu-și face efectul și oricum ai mai multe efecte negative. Nu vrei să bagi prea multe substanțe nocive în sol. Nu vrei să-l ataci, nu vrei să-i dai ceea ce nu are nevoie. Nu vrei să faci acolo depozite de tot felul de chimicale. Vrei să creezi o variantă sustenabilă pentru că solul ăla ai nevoie de el și la anul și peste 5 ani și peste 10 ani. Tu de acolo o să ai profit. Tu de acolo o să recoltezi culturile care ți-aduc bani în casă. Deci trebuie să ai grijă de el. Și nu numai asta, dar trebuie să lăsăm moștenire copiilor. O dată în plus. Și aș vrea să mai spun că există variantele astea și de inputuri și de practic tot ce înseamnă inputul, de la fertilizare până la produsul cel mai de top final, să zic, care se dă către recoltare. Există variante pentru toate categoriile de preț. Adică ai tehnologie completă de la, nu știu, 300 de lei pe hectar, 400 de lei pe hectar, să zicem, până la super top, nu știu, 5-600 de euro pe hectar. Vă rog, domnule. Un alt lucru important pe lângă cartarea agrochimică, din punctul meu de vedere, este ca fermierul să-și verifice periodic pH-ul solului. Pentru că știm cu toții că un sol mult prea acid, da, poate deteriora foarte mult producției, să zic. Și atunci este important ca fermierii să-și urmărească periodic pH-ul. Știm cu toții faptul că îngrășămintele, în special cele azotoase, în general acidifică solul, chiar dacă în trecut și-au făcut acum nu știu câți ani și zic da, eu am pH neutru sau stau foarte bine cu pH-ul, n-am nicio problemă, să nu uităm că ani de zile la rând au dat cu îngrășăminte care au avut efect de a acidifia solul. Da? Sunt și sunt soluții și pentru reducerea acidifierii solului și aici, de exemplu, noi ne bazăm foarte mult pe nitrocalcarogenesis, care este pe bază de dolomită, conține atât oxid de calciu cât și oxid de magneziu, ca și formulă este 27% azot, ca și substanță activă, da? 7% oxid de calciu și 5% oxid de magneziu. Iar dolomita, în primul rând, are rolul de a reduce acidifierea solului. Contracarează. Da, sunt astfel de soluții și bineînțeles că fermierii care au ajuns la un anumit standard cunosc soluțiile astea, apelează la specialiști. Cred că rolul consultanței în fermă e unul important, vital pentru a ține pasul cu ceea ce se întâmplă. Din nefericire, multă lume nu ia în serios un astfel de partener, că îl putem numi chiar partener dacă stăm să din punctul meu analizăm de vedere, impactul pe care îl are. Lucrurile sunt foarte clare. E ca și când eu, care am terminat o facultate non-tehnică, da, nelegată de agricultură, aș încerca să mă apuc acum să produc. Este foarte clar că fermierul este specialist pe producție și acolo are cel mai mult impact, acolo are cea mai multă plus valoare dacă el își dedică timpul și cunoștințele. Și e normal ca fiecare om care este specialist pe area lui, acolo să-și dedice timpul și cunoștințele, pentru că acolo poate crea cea mai mare plus valoare și să apelăm unii la alții pentru cunoștințele pe care fiecare este expert. Așa că e normal să ai pentru producție bună, pentru o cultură bună, vrei un fermier de top. Pentru o recomandare de ce fertilizant sau de ce produse să folosești în fermă ca să obții cultura aia, da, atunci vrei un partener, un furnizor de input-uri foarte bun pe partea asta. Ca să știi cui să vinzi, cum să faci să obții cele mai bune prețuri și acolo ai nevoie tot așa, ai nevoie de un broker sau ai nevoie de un trader care să îți ofere accesul la cele mai bune prețuri de genul ăsta. Sau pentru o emisiune de calitate în agronomie, în agricultură, te apelezi la un
cum se numește, un producător, nu? Realizator, moderator, depinde ce face. De top. Am înțeles. Bun, domnul Borșoș, vis-a-vis de cele discutate, ce trebuie să înțeleagă fermierii noștri în momentul de față? Că fără tehnologie performantă și fără a discuta, fără a studia, poate pare un cuvânt pompos sau dificil a studia, dar cred că să nu, se informeze. Informația e la bază și e cea mai importantă sursă de a îți mări sau de a-ți consolida o afacere, un business. Trebuie să vină către dumneavoastră, către ceilalți care sunt în zona asta și să apeleze la cei care oferă aceste soluții. Din păcate, poate că oamenii la un moment dat și-au, nu știu dacă și-au pierdut neapărat încrederea în consultanță, dar așa cum spuneam mai devreme, fiecare e tentat, da? Să rezolve el singur problema sau să lanțul ăsta să fie cât mai scurt. Numai că de multe ori ajungem în situația asta de a produce pagube mai mari decât am apelat la cineva de specialitate, așa cum spunea și domnul Dinu Cristian. Ce vreau să vă mai întreb? Știu că participați la astfel de evenimente, mergeți și la alte evenimente din țară. Cum privesc fermierii în funcție de zonă toate datele astea pe care mi le-ați oferit mie în momentul de față? Există fermieri mai receptivi în funcție de regiune? Trebuie să lucrez mai mult la mentalul unora sau altora? Există, nu, la urmă, o zonare a fermierilor și din punctul ăsta de vedere, cred eu. Influențele astea, cel puțin regionale, cred că au o importanță și în alegerile pe care le fac. Asta este vorba că las că fac anul ăsta ce dă și vecinul, dau și eu. Nu, fermierii au început să caute singuri soluții. Internetul fiind la îndemâna oricui pe orice telefon acum și e simplu. Dar prezența, cum suntem și noi ca firmă, ca Eurochem, noi nu doar vindem, venim cu soluția personalizată către fiecare fermier. Noi dăm o soluție, nu doar vindem și stăm. Dăm o recomandare. Oferiți și urmăriți și în timp ceea ce se întâmplă? Da, bineînțeles, clienții sunt clienții noștri. Vrem și la anul să fie clienții noștri. Și urmărim pentru ca până la urmă producția să crească. Oricum, până la urmă depinde și de ce este și acum afară, și de ploaie, și de absolut intemperiile care sunt în ziua de astăzi. Dar soluțiile, cu cât sunt mai personalizate, pe fiecare tip de teren, că nu sunt terenuri toate la fel. Fiecare este mai bun sau mai slab în ceva. Cum suntem, nici noi nu suntem toți la fel. Și noi avem, fiecare mănâncă ceva diferit. Și de aceea, și culturile sunt la fel, și nici măcar utilajele nu sunt aceleași în funcție de tipul așa de teren. Așa nu o să mergi pe cernoziom cu ce mergi pe soluri nisipoase sau viceversa, nu, e clar. Și tehnologia, da, inclusiv utilajele. Ai utilaje care în anumite soluri care sunt mai muloase, ți se afundă. În zone de genul ăsta nu o să vezi tractoare de mare capacitate, nu o să vezi lucruri de tipul ăsta. Nu pentru că oamenii n-au bani, ci că nu permite solul, e normal. Sunt soluri în care trebuie să ținem apa. Sunt soluri în care trebuie să dăm drumul la apă. Iar despre asta cu fac și eu ce face vecinul, câteodată e foarte bine. E foarte bine să te uiți ce fac din jurul tău. Clar. E adevărat că să aplici personalizat la tine, adică să iei o decizie informată pentru ce aplici la tine, nu neapărat faci și tu că face el. Dar e bine să te uiți, e bine să fii cu ochii în patru ca să vezi dacă nu cumva a apărut ceva nou sau ceva ce poate tu nu aplici, dar care ar merge foarte bine și la tine, care ție ți-ar aduce. Dar să nu facem asta fără o informație de bază. Nu. Trebuie să ne informăm. Informația așa se prinde. Te uiți în cât mai multe locuri. Bun. Vom continua să informăm pe cei de acasă după câteva minute de publicitate.